România are aproximativ 6 milioane 600 de hectare de pădure, undeva la 28% din teritoriul țării acoperite cu păduri. Cea mai mare amenințare pentru pădure o reprezintă exploatarea forestieră ilegală și avem nevoie de sprijinul colegilor de la Biroul Național Interpol, care ne sprijină cu succes în derularea investigației. Suntem împreună cu colegii de la Poliția Română, de la Serviciul Silvic și cu colegii de la Garda Forestieră. Mergem împreună către o partidă silvică unde se exploatează lemn din doborâtură și unde există indicii privind marcări care au fost făcute posibil în mod ilegal. Marca aplicată pe rădăcina acestui copac, care este sănătos, dovedește intenția de a-l include în masa ce urma să fie exploatată, deși nu îndeplinește condițiile pentru a fi exploatat, nefiind o calamitate, fiind un arbore perfect sănătos. Acesta este unul din modurile de operare folosite în momentul în care se exploatează arbori ilegal. Tăierile ilegale de păduri și defrișările ilegale reprezintă una din cauzele principale ale schimbărilor climatice. Interpol sprijină România și țările din regiunea est-europeană prin crearea cadrului formal și implementarea unei task force operațional în zonă, oferind sprijin operativ. Cu toții știm că degradarea pădurii duce la degradarea solului, duce la deșert, la fenomene extreme, meteo și inundații și altele. Avem una dintre cele mai vaste biodiversități care trăiesc în aceste păduri și bineînțeles că ele trebuie protejate. Interpol este structura care este abilitată să urmeze toți pașii necesari în obținerea de informații care sunt necesare unităților operative ale Poliției Române, combaterea infracțiunilor la mediul înconjurător, respectiv tăierea ilegală de arbori. Unitățile Poliției Române sunt implicate în mod activ și în desfășurarea de acțiuni pentru combaterea tăierii ilegale de arbori. Aici colegii efectuează un control asupra volumului de lemn aflat în posesia agentului economic. Există suspiciuni că se află mai mult lemn decât cel prevăzut în acte. Modul ăsta de operare e des întâlnit în zonă? Foarte des. Asta e principala modalitate, având în vedere că e fondul forestier aproape. Au posibilitatea să taie pădure aici și o aduc repede în depozit fără a putea fi verificați pe traseu și noi susținem echipele care sunt în fondul forestier cu controle în depozite. La poliție confirma dacă lemnul din pădure a fost tăiat ilegal sau dacă există surplus în cadrul depozitelor. Interpol sprijină operativ autoritățile de aplicare a legii din România prin stabilirea de contacte cu autoritățile din alte state unde există posibilitatea de identificare a unor transporturi de lemn ilegale sau de comerț ilegal cu lemn. Se fac în mod constant opriri și verificări de camioane care transportă material lemnos pentru a se stabili cu exactitate legalitatea acestor transporturi. După ce buștenii părăsesc pădurea, cei tăiați ilegal ajung fie în fabrici de procesare de pe teritoriul României, fie sunt exportați în exterior
Așadar, este foarte important ca lemnul să fie interceptat pe traseu, încât lemnul din proveniență ilegală să nu ajungă să părăsească teritoriul României. Ok, mă duc să vorbesc cu colegul de la poliție. Verificăm transportul de lemne, verificăm volumul în aplicația Sumal 2, unde apar toate datele de referitoare la transport. Sumal 2.0 a obligat toți operatorii economici și toate ocoalele care operează în domeniu să se înregistreze electronic. Practic, dacă nu ești înregistrat în Sumal 2.0, nu ai ce să cauți în pădure, nu ai ce să cauți să prelucrezi sau să comercializezi lemn. După verificările efectuate în sistemul electronic Sumal, nu sunt suspiciuni de diferențe între datele declarate. Prin urmare, acest camion va fi lăsat să își continue traseul. La poliție vor continua să urmărească astfel de transporturi și să efectueze controle în cadrul operațiunilor organizate alături de Garda Forestieră. Abilitățile naționale de a urmări transporturile cu lemn sunt foarte importante, inclusiv pentru Interpol, întrucât ajută la diseminarea informațiilor către alte state membre și astfel la identificarea transporturilor de-a lungul lanțului de aprovizionare. Rolul Interpol intervenind aici prin asigurarea unui suport operativ rapid în vederea combaterii acestor genuri de infracțiuni. Mesajul persoanelor implicate în activități ilegale în domeniul forestier este că suntem cu echipă ei și putem demonstra absolut orice fac în pădure, chiar dacă ei sunt convinși că nimeni nu o să depisteze în pădure chestiunile ilegale care le fac.